Așadar, prima temă selectată este tema suveranității lui Dumnezeu în istorie. Acest studiu despre lucrurile viitoare are și o formă mai oficială, să zicem, academică, se intitulează escatologie. Vine dintr-un cuvânt grecesc, eschaton, care înseamnă de pe urmă, deci studiul lucrurilor de pe urmă. Biblia vorbește despre zilele din urmă și Petru și Pavel folosesc expresia, se mai folosește expresia ziua Domnului, care poate să cuprindă și viitorul imediat și viitorul îndepărtat. Apostolul Pavel vorbește și el despre sfârșitul vremurilor. Ioan, în 1 Ioan 2, vorbește despre ceasul de pe urmă și Domnul nostru, Iisus Hristos, în Marcu 13:31, și aici colegul de la computer mă poate ajuta, eu n-am adus material în PowerPoint. Marcu 13:31, Domnul Iisus spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Da? Cerul și pământul vor trece. Deci, va fi un sfârșit. Aceasta interesează și cartea Apocalipsa. Se vorbește în teologie despre escatologia personală, adică ce se va întâmpla cu noi, cu ființele umane, și se vorbește și despre escatologia generală, ce va fi cu întreg universul creat de Dumnezeu. Să știți că Apocalipsa dă răspuns la ambele tipuri de întrebări. Însă trebuie să știm, noi creștinii, că atunci când vorbim despre zilele din urmă, ele toate au început cu evenimentul Iisus Hristos. Moartea, învierea, înălțarea Lui a restartat, a reînceput totul. Și apoi a urmat cincizecimea, coborârea Duhului Sfânt, venirea zilelor din urmă, cum spune Petru în predica lui din Fapte 2. Și crezul creștin vorbește despre zile din urmă. Vă amintiți unii ce spune crezul? Că aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Deci, trăim într-un fel vremurile din urmă, însă avem tot felul de întrebări. Oare trebuie să le prezicem aceste vremuri? Cum va fi? Cum va fi cu împărăția lui Dumnezeu, cu revenirea lui Iisus Hristos? Ce va fi cu noi, oamenii? Ce se întâmplă când noi murim? Ce se va întâmpla la judecata finală? Există iad? Există rai? Aceste întrebări sunt normale pentru orice credincios creștin. De aceea, cartea Apocalipsa ne vine în ajutor. Eu n-am să răspund la toate aceste întrebări prin cartea Apocalipsa. Astăzi mă voi concentra doar la această perspectivă asupra istoriei pe care ne-o dă cartea aceasta. Există un fel de realism biblic asupra istoriei. Biblia afirmă clar și Apocalipsa susține în detalii că există un plan, un plan veșnic, un plan al lui Dumnezeu, așa cum Pavel menționa în Efeseni 1, despre planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși și Fiul vine să împlinească planul pe care Dumnezeu l-a conceput. Și apoi, după ce Fiul împlinește planul, Duhul Sfânt vine și aplică planul acesta în viața credincioșilor și a bisericii. Deci, Sfânta Treime, Dumnezeirea, participă în planul acesta. Dar nicăieri nu veți găsi detalii mai multe despre evenimentele din vremurile de pe urmă decât în cartea Apocalipsa. Și de aceea e important să cunoaștem
cartea, ca să ne localizăm corect și în trecut, și în prezent, și mai ales în viitor. Dacă există un plan, înseamnă că Dumnezeu este implicat direct în acest plan. Dumnezeu este o ființă absolută, perfectă și personală. Dumnezeu este o ființă infinită în raport cu spațiul, cu timpul, cu cunoașterea. Adică Dumnezeu, deși este, a creat timpul, este implicat în timp. Asta se numește imanența lui Dumnezeu. Dumnezeu este transcendent, adică dincolo de lumea noastră, pentru că este o ființă care nu e limitată de spațiu-timp, dar în același timp Dumnezeu este și implicat în lumea noastră, adică imanent. Această perspectivă a Dumnezeu implicat în lume ne-o dă Apocalipsa foarte clar. Toate aceste vedenii, prezentări, îl arată pe Dumnezeu implicat în istorie, în detalii. Ce înseamnă aceasta? Există două păreri despre timp. O concepție spune că timpul este ciclic, circular. Popoarele păgâne credeau în veșnica reîntoarcere într-un ciclu cosmic. Adică universul și omenirea se nasc, cresc, se maturizează, decad, îmbătrânesc și dispar, mor. Dar începe un nou ciclu, nu dispar, doar mor, începe un nou ciclu până la infinit. Aceasta se mai cunoaște într-un tip de literatură, mitul eternei reîntoarceri. Și are ca simbol, de exemplu, un șarpe care își mușcă coada și formează un cer perfect și exprimă această dorință a regenerării periodice a timpului scurs. Deci, totul se repetă în concepția aceasta necreștină, totul se repetă fără sens, viața nu duce nicăieri, e o repetare fără finalizare. Această idee este foarte prezentă astăzi în gândirea New Age. Gândirea aceasta nu e creștină, împrumută niște idei și din creștinism, dar nu are de-a face cu miezul creștinismului. Împrumută gândirea aceasta, împrumută din calendarul maiaș, cu templul din Guatemala, cu un fel de inscripție care prevedea sfârșitul lumii pe o anumită dată, era 21-12-2012, vă amintiți de obsesia aceasta? Cu tot felul, presa s-a alertat și ea, a avut tot felul de scenarii apocaliptice, cu asteroidul distrugător sau cu un vulcan care va distruge Pământul sau cu invazia extratereștilor, să nu uită. Și isteria asta mondială a fost alimentată de gândirea aceasta New Age. Creștinii n-aveau ce căuta, dar unii au fost prinși. Că apare interesant, nou. Și de aceea citeam o statistică după fenomenul 2012, că 10% din locuitorii Pământului au crezut că atunci va fi sfârșitul. Conform aceste gândiri necreștine. Bun, noi nu credem în astfel de interpretări, de fabulații. Noi nu credem că timpul este circular. Conform Scripturii, timpul este liniar, nu circular. Adică ce înseamnă asta? E rectiliniu, e un fel de linie dreaptă. Formează o linie dreaptă
Adică există un început al timpului și va fi un sfârșit al timpului. Și cartea Apocalipsa asta ne spune, că în perioada, noi suntem între vremuri, între cele două capete, dar va exista, mi se spune clar că va exista un final al istoriei. Și timpul a fost creat de Dumnezeu odată cu creația naturală. Timpul este durată măsurată de succesiuni. Cam asta ar fi definiția tehnică. Dumnezeu însă, deși a creat timpul, El nu este supus timpului. El n-are început și n-are sfârșit. El nu are acele succesiuni de momente în ființa Lui. De aceea timpul n-are cum să-L afecteze pe Dumnezeu. Nu are cum să-I afecteze nici lucrările, nici scopurile, nici promisiunile. Mai simplu spunând, Dumnezeu nu îmbătrânește. Cum îmbătrânim noi? Acum o lună și un pic am intrat la pensie. Slavă Domnului, da, de acum începe viața cu adevărat. Trebuia să-mi spui, frate, dar nu arătați. Da, în sfârșit. Dar să știți că spectrul acesta al atingerii unei borne în viață de 65 de ani m-a ținut câteva luni de zile. A fost așa un fel de duh peste mine, dar am scăpat de el. Pentru că îmbătrânesc. Dumnezeu nu are acest sentiment. Pentru El, orice perioadă de timp este un prezent continuu. Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu vede evenimentele în timp și nu acționează în timp. Dimpotrivă, El vede clar totul și acționează real. Dar este o diferență. Dumnezeu are o experiență calitativă diferită a timpului decât noi. Cum spuneam, El nu experimentează succesiunea de momente, așa cum noi le simțim. Dumnezeu a vegheat însă asupra progresiei timpului, desfășurării unor evenimente în lumea Lui, în creația Lui. De exemplu, foarte interesant, Pavel când scrie Galatenilor, Galateni 4, vorbind succint despre venirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, Dumnezeu întrupat, el scrie că la împlinirea vremurilor Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să se nască din femeie. Adică Dumnezeu este implicat în lumea Lui, nu este străin de istoria noastră. De fapt, istoria este produsul Lui, activitatea Lui providențială. Dar pentru noi timpul este trecut, prezent, viitor. Da, mi-am adus, mulțumesc, da, așa e. Vă reamintesc că vin după o viroză și mai patinez. Și vârsta. Deci acest timp despre care noi vorbim și Apocalipsa vorbește, este timp liniar, nu circular. Aceasta e perspectiva creștină. De ce insist pe acest lucru? Pentru că spunea fratele Radu ieri că această carte este o carte și epistolară, și apocaliptică, dar și profetică. Gândirea profetică are sens numai dacă acceptăm ideea că timpul e liniar. Asta n-are rost profeția. Și aș putea vorbi mai multe, dar timp limitat. Există totuși un verset. Nu e în Apocalipsa, este în predica, în Fapte 3,
versetul 20 și 21, Faptele Apostolilor, capitolul 3, când apostolul Petru zice așa, versetul 19, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Observați că aici deja ideea de rânduit mai dinainte să-L trimită se referă la a doua venire a lui Iisus Hristos. Da? Și urmează versetul 21, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Expresia aceasta, așezare, vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor, în greacă este apokatastasis, se referă la restaurarea tuturor lucrurilor. Deci și Apostolul Petru anticipa, nu numai aici și în alte părți, că va exista un final al istoriei când se resetează, se restaurează totul. Aceasta, în acest context vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Eu am ales trei exemple despre cum lucrează această suveranitate în cartea Apocalipsa. Primul exemplu este din capitolul 4 și 5 și alte capitole și are de-a face cu suveranitatea lui Dumnezeu și domnia Lui. Ideea de domnie apare foarte des în cartea Apocalipsa. Da? De pildă, versetul 2, din capitolul 4, Apocalipsa 4 cu 2. Numai decât, spune Ioan, am fost răpit în Duhul, expresia răpit în Duhul apare de vreo 4 ori în carte, și nu are de-a face cu ideea răpirii, da, ci numai cu ideea de transmutare în realitatea cealaltă ca să vadă, să înțeleagă alte lucruri decât cele obișnuite. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardu și scaun de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere și glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi, pe dinainte și pe dinapoi. Și se descriu aceste făpturi. Imaginați-vă doar puțin ce a văzut Ioan. El ne descrie limbajul, într-adevăr, nu-i deloc simplu, e ajutător până la un punct, dar ne lasă nouă spațiu de a ne imagina cam cum arăta scaunul acesta de domnie. Important în această viziune, știți care este, că e bătrân, e îngerii, apoi făpturile acelea, e altceva aici. Este centralitatea. În scaunul de domnie era cineva, era un rege, era un domn acolo. E vorba de Dumnezeul nostru, da? Creator și judecător. Acest cineva, această ființă, da? Supremă, primește închinare. El este Domnul cerului și al pământului. Și imaginea aceasta ne aduce aminte că El este singurul vrednic de închinarea noastră.
Dacă trebuie să ne creeze ceva Apocalipsa prin această imagine, este sentimentul de nevrednicia noastră și de vrednicie a lui Dumnezeu. De 17 ori, în două capitole, apare expresia tronul sau scaunul de domnie și de 34 de ori încă în restul cărții. Pe tron uneori apare mielul. E același lucru. Fiul este Dumnezeu. Fiul, mielul este plasat, adică la același nivel de onoare și de autoritate cu Dumnezeu Tatăl. Și această prezență pe scaunul de domnie arată și victoria, biruința pe care a dus-o mielul lui Dumnezeu pentru noi. Așa este văzut Dumnezeu de la început, din prima vedenie, fără să greșim. Deci tot ce urmează din capitolul 4 și 5 în Apocalipsa se subordonează acestei imagini a Dumnezeului suveran peste lume, peste istorie, peste biserică, peste noi toți. Așa vei putea înțelege tot ce urmează de la capitolul 6 încolo. Restul sunt detalii. Aici Dumnezeu este Domnul suveran care domnește peste tot și peste regii pământului și peste biserica lui și peste credincioși care trebuie să se subordoneze lui. Acest Dumnezeu dorește ca împărăția lui, domnia lui să se extindă în tot pământul. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Foarte simplu. Că veți găsi termenul și în Evanghelie și aici. Împărăția este acolo unde Dumnezeu e recunoscut ca Domn. Acolo unde Hristos e recunoscut ca Domn. De aceea biserica este uneori identificată cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici, în biserică, noi îl recunoaștem pe el ca Domn. Acolo e împărăția lui. Nu este o chestie fixă undeva. Neapărat trebuie să o proiectăm, să o localizăm. Nu este un termen dinamic, are de-a face cu dinamica cuceririi a domniei lui Dumnezeu. De aceea citim în 11 cu 15 din Apocalipsa, că îngerul al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-a auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Aceasta e perspectiva. Tatăl și Fiul și Duhul e prezent în toată cartea Apocalipsa. Poate nu atât de intens ca și Fiul, dar Dumnezeu în toată plinătatea Lui își arată suveranitatea. De aceea atât Tatăl cât și Fiul sunt numiți Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. Hristos, sigur, este proiectat mai mult decât celelalte două persoane al treimii. Nu este nici o încercare de ierarhizare aici, ci doar se scoate în evidență lucrarea fiecăruia. Și sigur, Fiul are lucrarea cheie de mântuire a noastră. De aceea El, zice, a primit din partea Tatălui împărăția lumii. De ce? Pentru că El a biruit pe cruce. E prezentat în toată cartea Iisus mielul care s-a jertfit, mielul care a biruit. El a învins diavolul. Împărăția lui domnește. De aceea și Iisus când pleacă de pe pământ, vă amintiți în Matei 28, toată, zice, autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ.
Toată puterea mi-a fost dată. De aceea el este văzut stând la dreapta Tatălui în locurile preanalte. Este privit ca leul din Iuda, regele Davidic, rege în istorie, în timp, Dumnezeu de plin și om de plin. Scopul Apocalipsei este acesta, printre altele, să ne-l proiecteze, să ne-l prezinte pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, aceeași natură cu Dumnezeu. Și oamenii recunosc lucrul acesta. De exemplu, în capitolul 7, de la versetul 9 și 10, citim așa, iarăși o imagine, da? Ce se vede în cer. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Asociați mereu cei doi. Da? Nu numai aceștia, gloata aceasta de oameni răscumpărați prin sângele mielului, recunosc domnia lui, ci și îngerii. Capitolul 7, versetul 11, că textul continuă. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Aceeași imagine. Când înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, cel care domnește peste toate lucrurile, zic, toate celelalte viziuni care urmează se subordonează și le vei înțelege altfel și le vei înțelege corect. Dar al doilea exemplu legat de suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, pe lângă imaginea aceasta a domniei lui, care nu-i poate fi luată și contestată de nimeni, este suveranitatea în suferință. În cartea Apocalipsa veți întâlni de foarte multe ori prezența răului și implicit a suferinței și mai ales suferința credincioșilor, creștinilor, aleșilor lui Dumnezeu, cei care au crezut în mielul. Și Ioan, din când în când, are în vedenia lui o speranță, un mesaj pentru tot ce e în suferință. Și de aceea și eu cred că Ioan scrie unor creștini din primul veac care erau persecutați, sufereau pentru credința lor. Trebuia să-l mărturisească pe Cezar ca domn, ei îl aveau pe Iisus ca domn. Nu spunea Pavel în Ticonde 12 că nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Pentru cei în suferință. Apostolul Petru scrie prima lui epistolă pentru cei în suferință. Și cred că și Ioan o face. Are grijă ca cititorii acestei cărți să fie încurajați în timpul suferinței pentru credința lor. De aceea veți găsi în Apocalipsa prezența războiului spiritual, care e o realitate. Puteri ale răului care influențează lumea de jos. Deci puteri ale, din lumea spirituală, puteri rele, domnii rele care influențează pe cei de pe pământ, inclusiv credincioșii din biserică. Nicăieri în Apocalipsa nu am găsit că a trebuit să ne rugăm ca răul să fie extirpat complet. Dimpotrivă, văd că răul și suferința au fost integrate
în planul lui Dumnezeu. Credincioșii suferă, dar avem cuvânt de mângâiere pentru ei și de întărire. Deci, când ne auziți pe evangheliștii ăștia sau predicatorii ăștia triumfaliști, evangheliile prosperității, că noi nu trebuie să suferim, că noi, vai, idealul, așa, e fals. N-a spus Iisus Hristos în pilda neghinei și a grâului că neghina și grâul trebuie să meargă împreună până la sfârșitul istoriei? Doar la sfârșit va veni secerișul. În rest, voi zice, fiii neprihănirii, vedeți-vă de treabă și fiți neprihăniți în continuare. Și Apocalipsa prezintă răul și binele coexistând până la finalul istoriei. Războiul spiritual este o realitate. Să vă dau câteva exemple, ca să vedeți. În capitolul 12 și 13 din Apocalipsa veți găsi fiara și balaurul, dar în capitolul 12 cu 7 încep să vă citesc câteva pasaje. Uitați cum se prezintă acest război spiritual. 12 cu 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Versetul 9. Și balaurul cel mare 17 vechi numit diavolul și satana, deci avem da, identitatea, acela care înșală întreaga lume, pentru că acesta e principalul obiectiv al diavolului, înșelătorul, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. Iată că știm câte ceva de un război spiritual și consecințele care ne-au afectat pe noi pe pământ. Capitolul 12, versetul 17. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Noi suntem aceștia creștini. Din nou, ideea războiului. Capitolul 13, versetul 6. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Acest război, zic, a fost și este o realitate. Nu fugim de el. Deci vă rog să eliminați, să scăpați de perspectiva asta triumfalistă, nerealistă cu privire la existența răului în lume. Apocalipsa este foarte precisă, realistă. Există rău, există lupte la nivel spiritual. Și nu numai atât. Știm că există și au existat lupte și război spiritual între îngeri și demoni care au afectat politicile umane. Să vă dau exemplu. Capitolul 16, de la versetul 14 până la 16. Aici citim așa, că acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei cele mari al Dumnezeului cel atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Și în capitolul 17 voi continua să vedeți cum împărații pământului în istorie au fost mobilizați de forțele demoni. Versetul 12, în capitolul 17. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Rețineți că toți acești termeni și numere și așa sunt mai mult simbolice. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul. Dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Dar războiul e real.
Sigur că biruința aparține mielului. În toată cartea citiți asta. Și nu numai a mielului, ci a celor care sunt sub autoritatea mielului, a credincioșilor lui. Dar ce vreau să spun este că Apocalipsa prezintă suferința în lume, sub atâtea forme, chiar la nivelul și răul, prezența răului în lume, chiar la nivelul guvernelor, ca o realitate. Dar există, deci, un rău supranatural, metafizic, reprezentat de fiară, de satana, de structurile de putere aliate cu satana, Babilonul, nu? Fiara cu 10 coarne, care reprezintă puterile imperialiste, atee, care nu sunt, cred în Dumnezeu. Dar Apocalipsa ne spune că în final răul va fi distrus. Chiar dacă în continuare biserica suferă, dar ultimul cuvânt nu-l are nici moartea, nici răul. De aceea, ce trebuie să știm noi? Dacă aceasta este imaginea Apocalipsei și ne prezintă cum Dumnezeul suveran îngăduie răul și suferința în lumea lui și a integrat răul și moartea în suferința lui, în planul lui. Ce trebuie să știm? Unu, că Dumnezeu este în control și asupra acțiunilor rele. Mereu găsim paralela aceasta între Dumnezeu în cer și Dumnezeu pe pământ. Dar ca să vă ilustrez că Dumnezeu este în control, doar un mic detaliu de exegeză. În capitolul 6, versetul 2, când se prezintă pe cețile, uitați versetul 2 ce spune. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruie. Versetul 4, tot în capitolul 6. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pe cetea de pe pământ și mai departe. Versetul 8. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte. Și versetul 11. Fiecarea din ei i s-a dat o haină albă. Ce se repetă? Ați observat? I s-a dat. Asta arată că Dumnezeu era în control. Nu ei și-au asumat, și-au luat, știu, puterile acestea, nu. Până și în aceste acțiuni, nu, neplăcute, necazuri și Dumnezeu nu a pierdut controlul. Toate acțiunile din creație, din biserică, sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Asta trebuie să știm noi. Asta e prima lecție de aici, că Dumnezeu este în control. Și asupra acțiunilor rele. Dumnezeu îngăduie doar. Nu este sursa acestor rele, dar Dumnezeu le îngăduie. Sigur, nu mă pot abține să nu dau cel mai important exemplu. Moartea lui Iisus Hristos. A fost răstignirea lui Iisus Hristos ceva rău? O, da. De ce a îngăduit Dumnezeu moartea Fiului Său? Apoi suferința noastră. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a integrat moartea ca să ne mântuiască pe noi. Fără moarte nu există viață. Dacă bobul de grâu nu moare, nu aduce rod. Deci vedeți cum Dumnezeu n-a pierdut de sub control lucrarea răului, prezența răului și a suferinței în lume, ci în înțelepciunea Lui a integrat chiar și răul să tragă, cum spunea cineva, la jugul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Asta e prima concluzie. A doua concluzie practică din ce v-am spus este că Iisus Hristos, noi creștinii, trebuie să știm că Iisus Hristos, Domnul nostru, deja ne-a asigurat biruința finală. Noi trebuie să acceptăm asta.
Domnul nostru a fost și el suferind, a suferit, el e martorul, nu? Nu este Iisus și mielul și martorul nostru. El este un arhetip pentru credincioși. Dar acest miel al lui Dumnezeu este prezentat ca biruitor, care a biruit dușmanii. Așa cum am citit în 7:10, că toți, spune, strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunele domnie și a mielului. Ce vrea să spun aceasta este că, da, prigoana creștinilor era reală în vremea lui Ioan, a fost de-a lungul istoriei, dar este un triumf aparent al răului, pentru că în final mielul va birui. Oricum, mielul a biruit pe cruce. Dar de ce îngăduie Dumnezeu atunci aceste suferințe pentru noi? Aici înclin să cred că cele mai multe dintre suferințele îngăduite de Dumnezeu pentru credincioșii lui sunt formative. Adică Dumnezeu folosește aceste suferințe pentru a ne forma spiritual, pentru a ne pregăti pentru perioade și mai grele. Sigur, Dumnezeu folosește și suferința pentru a pedepsi necredincioșii, dar când ne privește pe noi, în cazul lui Hristos ați văzut cum de la suferință s-a ajuns la biruință, de la cruce s-a ajuns la înviere și la înălțare, de la tragedie s-a ajuns la triumf. Tot așa și suferințele credincioșilor, spune Ioan. Voi care suferiți acum, gândiți-vă la cel care a fost înaintea voastră, la Domnul Hristos, la mielul care a fost batjocorit, a suferit și încă moarte de cruce, dar a biruit. Suferința s-a transformat în victorie. Tot așa, zice Ioan, se dă semnalul, este și cu voi. De aceea, în 14:4 este un verset foarte frumos. Apocalipsa 14:4 citim că ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri, și urmează pe miel oriunde merge el. Expresia aceasta e renumită. Ei urmează mielul oriunde merge el. Și în sensul suferinței, același traseu pe care l-a avut Iisus, trebuie să știți că l-avem și noi. Dacă vrem să fim urmașii mielului. Dar așa cum mielul a biruit și pe cel rău și moarte, așa vom birui și noi. De aceea, acesta e cuvânt de mângâiere. La un moment dat veți găsi o istorioară acolo, o profeție despre cei doi martori. În capitolul 11 este foarte interesantă povestea cu martorii aceia. Dar știți că martorii au suferit pentru credința lor, dar există la un moment dat o expresie aici, în care spune că martorii au înviat. Ia să vedem. Nu mi-am notat exact pasajul. Așa, versetul 11. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare. Și o mare frică a apucat pe cei și i-au văzut. Păi când învie cineva, te apucă frica, nu? Vezi cazul lui Lazar. Sau acelor care au înviat după moartea lui Iisus pe cruce, Matei 27. Ce vrea să spună acest cuvânt de încurajare, că diavolul în aparență poate să aibă victorie, dar în final biruința va fi a vieții, a mielului. Și de aceea citim și în capitolul 11, de la versetul 16,
că cei 24 de bătrâni care stau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele domnie s-au aruncat cu fețele pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și cu aceasta vin la ultima idee practică. Ce trebuie să credem noi în urma acestei perspective a suveranității lui Dumnezeu în istorie, în evenimente, chiar și în cele... în suferință, este că domnia răului este temporară. Apocalipsa ne spune că în final va fi o judecată, că dușmanii mielului vor fi complet distruși. Și citiți aceasta și în capitolul 17 și 18 cu pedeapsa curvei și a Babilonului, a pedeapsa regilor și a urmașilor fiarei. În capitolul 20 veți vedea biruința asupra balaurului și armatelor lui. Și în capitolul 21 și 22, ultimele capitole, citim despre un nou pământ și un nou cer. Adică va veni o zi în care mânia mielului se va revărsa și oamenii vor trebui să dea socoteală de păcatele lor. Și destinul fiecărui om va fi decis în funcție de prezența numelui lor în cartea vieții mielului. De aceea, imaginea tot a scaunului domnie, că despre asta vorbim, a unui Dumnezeu suveran, nu este doar că El a permis desfășurarea planului Său, nimeni nu-L poate schimba. Dar în final, încă de la capitolul 20, vedem că în scaunul de domnie înseamnă și scaunul de judecată. Uitați-vă, versetul 11 din capitolul 20. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit înaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Ce citim aici? Că judecata va avea un judecător. Că există un tron, cineva care stă pe tron și tronul este simbolul celui care conduce, a judecătorului. Acest judecător este plin de autoritate pe pământ și în cer și nimic nu este ascuns de el. Iisus este acest judecător. Noi îl prezentăm pe Iisus aproape în exclusivitate ca mântuitor. Dar uitați-vă aici! El este și judecător. Aceasta e imaginea completă despre miel. Da? Despre Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că El este Fiul omului care judecă națiunile. Este exact ce spune în Matei 25, chiar Domnul nostru. Dar ce citesc aici este încă ceva. Această judecată are un judecător, care este mielul. Și această judecată va fi universală pentru toți oamenii. Va fi într-un fel și particulară, pentru că Dumnezeu judecă pe fiecare în parte, dar toți morții vor fi judecați. Până și moartea va fi judecată. Această judecată va fi dreaptă, nu va fi aleatoare, ci va fi corectă după faptele lor. Asta e o mângâiere pentru noi. Că noi așteptăm Domnul să facă judecata acum. Așa ne-ar plăcea nouă, mai se răzbune pe unii. Nu putem să determinăm asta. De aceea judecăm în imaginație. V-ați trezit așa că judecați pe unii și pedepsiți în imaginație? Suntem foarte creativi. Dar încercați să vă schimbați concepția și să fie judecată. Dar lăsați mielului să facă judecată. Lăsați Domnului să îi citească pe cei care sunt al lui, care sunt scriși în cartea vieții mielului.
Noi, concepția noastră despre judecată, dragi frați și surori, și conform textelor din Apocalipsa, este că toți credincioșii vor fi judecați, dar spre răsplătire, nu spre osândă. Toți credincioșii, toți oamenii vor fi judecați, dar cei credincioși spre răsplătire. Să vedem în 11:18. Neamurile se mâneaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari. Și a doua parte a judecății, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și aceasta este mânghierea noastră. Asta e imaginea completă despre Dumnezeul suveran. Da, Dumnezeu stăpânește, domnește continuare, nimic nu surprinde pe El. El este implicat în lumea noastră, este și Domnul timpului și al istoriei. Dar această carte mi-a creat imaginea corectă, completă despre ce înseamnă Dumnezeu care domnește și care să mă încred eu. Pentru că dacă e să iau ceva practic, nu pentru mine, în primul rând este să mă încred în acest Domn. Să mă rog și pentru cei nemântuiți, pentru că Domnul dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și să le vorbim despre judecata finală. Tot mai puțin predicatori vorbesc despre judecata. Cum să se mântuiască oamenii? Cum să vină să-L caute pe Hristos și iertarea în sângele Lui dacă noi nu vorbim despre judecată? Îmi amintesc de Alfred Nobel. Ați auzit de premiul Nobel? Este un premiu însemnat $1,000,000, care se dă oamenilor de știință, cei care promovează literatura și alte lucruri bune în viață. Dar de unde a pornit tot? De la un chimist suedez pe nume Alfred Nobel, care într-o dimineață, era secolul XIX, s-a trezit, ca de obicei, a luat ziarul să citească știrile și a ajuns și la epitafuri, adică la rubrica aceea când se anunță moartea cuiva. Că și asta e important. Nu știu ce a căutat el acolo, oricum citește stupefiat următorul epitaf, adică anunțul morții cuiva. Negustorul morții a murit. Dr. Alfred Nobel, care s-a îmbogățit descoperind mijloace fără precedent de a ucide alți oameni, a murit ieri. Nobel a inventat, printre altele, dinamita. De fapt, murise fratele lui Alfred, pe nume Ludwig, fratele cel mai mare, dar reporterul a confundat persoanele. Și această greșeală l-a afectat foarte profund pe Alfred Nobel. Și el a decis că dacă tot va muri într-o zi, nu când vrea ziarul, ar vrea să fie cunoscut pentru cu totul altceva decât că a fost inventatorul dinamitei. Așa că a inițiat un premiu, premiul Nobel, pentru oamenii de știință și scriitorii care promovează pacea. Și își nota Alfred Nobel în jurnalul lui, citez, fiecare om trebuie să aibă șansa să-și corecteze epitaful în miezul vieții și să scrie unul nou. Puține lucruri ne vor schimba mai mult decât atunci când ne vom uita la viața noastră ca și cum s-a sfârșit. Dar se mai poate face ceva. Prin Harul lui Dumnezeu se poate să ai un epitaf bun. Dacă trăiești în credință, trăiești frumos și l-ai pe Hristos de partea ta. Și atunci mielul Hristos nu va fi judecătorul aspru, ci Domnul tău și Mântuitorul tău. Acesta este scopul practic al cărții. Să ne creeze această perspectivă corectă despre istorie. Că Dumnezeu este suveran
și este în control. Stă pe tronul lui și domnește. Toate îi se subordonează, chiar și răul, chiar și moartea. Toate lucrează în planul său și noi. Chiar dacă suferim, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu a pierdut de sub control răul. Dumnezeu l-a integrat cumva în înțelepciunea lui. Vrea să ne formeze prin suferință, ne pregătește pentru ce va veni mai frumos. Să fim siguri însă că la finalul istoriei Dumnezeu va fi judecător. Acest plan al istoriei așa se termină, cu Dumnezeu din nou pe tron, care judecă pe fiecare om după faptele lui. Pentru noi însă va fi o judecată binecuvântată, pentru că vom fi răsplătiți pentru tot ceea ce am îndurat pentru numele Domnului nostru. De aceea continuați să credeți în suveranitatea lui Dumnezeu, să trăiți frumos ca în timpul zilei, să vă închinați Dumnezeului vostru și veți avea parte de ce este mai frumos la finalul acestei istorii. Amin. Amin.